Thank you.
voglio. Sub impresia celor de înainte de 89, cum ce
centralism, desăvârșit. Din acest motiv, toate statisticile de la Minister în jos nu se fac pe categorii de licee. Și acum este în aceeași ierarhie cu cei de tehnologice, cu alte școli care n-au nicio legătură cu învățământul teoretic, ci au o altă menire. Dar pentru că am activat foarte mult și sunt legat de o școală tehnologică în care a evoluat fantastic, am să vă spun un lucru. Și puteți, unii dintre dumneavoastră, m-aș bucura dacă sunteți la firme mari, să vă spun că cei mai buni ingineri practicieni de la firmele cu capital german și n-am să dau nume, sunt absolvenți de liceu tehnologic, cei de la liceele teoretice sunt pe alt culoar, sunt pe culoarul proiectare, concepție, management. Depășiți întâlnirea de 70, care a fost absolut senzațională. Întâlnirea de acum o săptămână, întâlnirea de 70 de ani. În stânga, ca să vedeți ce înseamnă saluna de astăzi, sunt doi elevi inimoși, sunt doi elevi care vă prezintă anual școlii. Este, după părerea mea, cea mai frumoasă ediție anualului școlii din 1900. Și puteți să le consultați pe toate, că și stimulez să consultați. Este un anual făcut de anotimpuri, cu stările de lucru din șaguna pe cele patru anotimpuri, cu oameni și din generația dumneavoastră. Aici sunt, ca să vă spun, o excepție a întâlnirii acestei generații, este că s-au dorit două clase la Podul de Flori, pentru că sunt copiii dumneavoastră acolo. Să știți că este un lucru excepțional. Ca profesor de istorie am studiat, sunt și la a patra și la a cincea generație, în continuitate, elevi la Șaduna. Puteți achiziționa acest anual, costă 25 de lei, dar reprezintă starea de spirit a ceea ce există și acum în clipa de față. Sănătate, întâlnire cât mai plăcută și să ne revedem aici și cu alte ocazii. Am în dreapta mea pe omul cu care dumneavoastră ați vibrat, ați relaționat în timpul existenței dumneavoastră în această școală, pe domnul profesor Bogdan, care a și fost director. Îl rog să vă spună câteva cuvinte. Și patru, cum am văzut că sunt
cu speranța că nu vă plictisesc, în un minut am să vă spun. Că în clasa aceea predominau fetele și pentru că eu aveam 26 de ani, ele, bineînțeles, că erau puse pe glume și mă alintau cu diverse glume, între care cel care s-a încetățenit a fost Zâmbila. Zâmbila, pentru că eu sunteam tot timpul. Numai că, în Zâmbila cu Odina, ștergându-se căciulița, s-a ajuns la Zambi și Zambi a fost vreo 20 de ani. Când poarta liceului al nostru s-a deschis astăzi dimineață, reveneam acasă și ne dăm astăzi seama, din nou, de ceea ce numim cu mândrie spiritul șabuist care le-a dat toate generațiile de foști elevi ai acestui liceu. Am petrecut împreună cei mai frumoși ani, atunci când nu mai eram copii, dar nici adulți încă nu eram, când fiecare zi ne era fericire și bucurie, chiar dacă nu știam atunci, și nu cunoșteam încă grijile adulților. Lumea întreagă și mai ales viitorul, pe care îl simțeam cu naivitate, pe care îl situam cu naivitate în anul 2000, ne aparțineau. La primele întâlniri ne-am lăudat cu cariera și mai ales cu copiii noștri. Începeam să devenim înțelepți și să știm ce este important în viață. Apoi, încetul cu încetul, fiecare dintre noi a adunat fericiri și nefericiri, împliniri și dezamăgiri. Și mai mulți decât oricât, astăzi ne întoarcem acasă, în familie. Cu amintirile care ne aparțin tuturor și pe care le împărțim de pe vremea marilor speranțe. Și între noi nu e nevoie de cuvinte. Cu toții am străbătut drumuri mai drepte sau mai sinuoase, cu soare și cu ploi, dar toate astea le înțelegem din priviri. Am devenit adulți. Și dacă astăzi, de la fiecare, vom auzi mai ales ți-aduce aminte, nu e vorba de melancolie și regrete, ci de bucuria de a fi împărțit cu cineva cei mai frumoși tatuani. Și dacă cu mult haz vorbim mai ales de ghidușiile, o cât de numeroase, prin care creativitatea noastră se dezvolta, cu smerenie și recunoștință, mulțumim acestei școli și dascălilor noștri, pentru care educația noastră și formarea noastră intelectuală a fost nu doar serviciul lor, ci pasiune și crez. Și lor ne datorăm ceea ce astăzi ne mândrim că suntem. În clasa 12-a, mai toți ne concentram pe materiile care ne trebuiau la examenul de admitere în facultate. Istoria nu prea era printre priorități. Și mi-am adus aminte întotdeauna de domnul profesor Tiran, care, într-un curs, ne-a spus că vom deveni profesori, medici, ingineri, dar că în viața socială, la o petrecere, nu vom discuta de medicină, de fizică sau alte specialități, ci de cultură generală. Și că baza culturii generale trebuie să o învățăm în liceu. Thank you.
bucurie să încep și îmi face o deosebită plăcere să încep cu evocarea dirigintei noastre, domnișoara profesoara Mișarca, care m-a onorat cu prietenia mulți ani și pentru care, așa cum aveți voi, o stimă deosebită, am și eu o stimă deosebită. Sunt sigură că domnișoara profesoara Mișarca, distinsă profesoară, omul echilibrat, omul de excepție, rămâne în amintirea tuturor foștilor elevi ca un adevărat tască și întotdeauna la toate întâlnirile sunt sigură că toți cei plecați dintre noi ne privesc de undeva din acea lume fără de doruri. Deci, cum vă spuneam, încă o dată bun venit acasă. În urmă cu 35 de ani, când ați părăsit liceul, învăluiți de acordurile imediat Gaudeanus și când ați plecat pe aleea străjuită de casa, noi profesorii am rămas să privim în urma voastră și cu ochii minții vă vedeam pe venit. Și iată-vă pe venit. După 10 ani, după 15 ani, după 20 de ani, 25 de ani și așa mai departe. Desigur că atunci când ați plecat în 1921, ați luat cu voi și acel binecunoscut spirit șalunist. Așa cum obișnuiesc eu să spun la toate întâlnirile cu elevii, pentru mine, spiritul șalunist înseamnă rădăcini și aripi. Voi aveți rădăcinile aici, iar aripile pe care vi le-a dat școala v-au ajutat să zburați în viață și să vă stabiliți aici sau oriunde în toată lumea. Aceste rădăcini vă cheamă întotdeauna să reveniți în spațiul confortabil al căminului. Iar aripile vă dau elan, vă dau un impuls, un imbolt spre aspirații cât mai mari. Timpul șarunist, însă, cred că v-a rămas etern. Ați plecat la timpul aspirațiilor. În adolescență, timpul vostru era timpul aspirațiilor. Ați ajuns acum la timpul împlinirilor. Și pe noi ne-ați găsit la timpul amintirilor. Doar amintiri frumoase legate de elevii și atunci, în ceea ce mă privește, în cei 35 de ani cât am predat la această școală, am avut elevi de excepție. Copii cu care păstrez și acum relații deosebite. Foști elevi cu care îmi face plăcere să mă întâlnesc sau pe un aeroport londonez sau într-o gară din Viena sau de curând în urmă cu 3 săptămâni pe Vesuviu, în sudul Italiei și așa mai departe. Ceea ce ne leagă pe toți este acest spirit șagunist, acest timp șagunist pe care vi-l doresc etern. Păi cineva și zice, ce ai mă, ce ai? Ce știți, doamnă doctor, eu am practică, doamnă doctor. Ce bine, cât ai practică? O lună, și două săptămâni, îți dau două săptămâni. Și la un moment dat, acum îmi pare rău că de loc, că Daisa era în clasa cealaltă, nu mai crește din păcate. Dar la un moment dat, noi aveam vreo 10, 5, 3 absențe, nu aveam prea multe. Dar a aflat maică mea și, băi, unul acolo care are multe absențe, da, mă, dar cât are? Deci are 100 și ceva. Păi ce-a făcut ăsta? Nu știu, are probleme acasă, chestii. Zi-mi mă și ăsta să vină la mine. Deci, că se dobea. Păi, nu știu ce mă duceam să facem.
sănătos, cotidian. Dacă e sănătate, poate să fie. Mihaela Damian. Ultima oară când am vorbit cu ea, e medic primar de neurologie infantilă la Târgu. Am fost coleg cu ea, am avut ocazia să fiu coleg chiar cu clasa 6 până pe la facultăți. Și probabil n-a putut să vină. Manuela Dimitriu. Interveni ceva în ultimul moment. Domnul Șonuț. Pe undeva de aici. Pe unde e? Daniela Dragolea. Tita. Da. Eu am avut așa o evoluție mai ciudată. Dacă cineva, atunci când am terminat liceul, mi-a fi prezis viitorul, adus aminte, unde să vă știu. Deci am terminat ingineria, după aia am mutat la Iare și la un moment dat am hotărât să plecăm în Canada. Am plecat în Canada acum 16 ani și după aia a început așa o aventură. care am mers din nou la școală, termin școala înainte de a ajunge eu la facultate, nu vreau să fiu împreună cu mama la școală. Am terminat de mai multe ori înainte de a ajunge la școală. Așa, și după aia am devenit din nou inginer acolo. În momentul ăsta sunt inginer proiectant la Boeing. Și fiul meu, tocmai de la facultate, a fost și el pe aici, a plecat în dimineața asta. Mi-a părut rău că n-a mai stat o zi să-mi vadă colegii. Deci, cam asta. Dragă Costel. Legat de mine, nu suntem o lucrăză de acum 5 ani, lucrez în aceeași filmă, filmă care, zic eu, că reușit să se dezvolte în această perioadă, în sensul în care am deschis o mică firmă, am deschis o mică fabrică de producție, o secție de
Avem un singur copil, un băiat care acum 4 ani a absolvit liceul și acum a plecat să studieze economia la universitate din Danemarca, a absolvit economia și continuă masterul acolo, masterul în IT și în economie. Și legat de copil, aș vrea să fac aprecieri asupra liceului, că cantitatea de părinte cred că acum a fost să fac aprecieri mai pertinente, să mulțumesc tuturor profesorilor și domnului Manulache, care s-a ocupat destul de mult din educația la pentru educația de limba engleză. Faptul că nivelul de școală de aici din România l-a ajutat să parcurgă fără probleme cursurile unei universități care oricum este în top 100 și mai ales într-o perioadă când părinții nu prea aveau așa mult timp să se ocupe de copii, școala a suplinit nu numai în plan educațional și liceu și acum și în plan al educației comportamentale. Și țin să le mulțumesc și dumneavoastră și tuturor profesorilor care au contribuit la educația lui. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, mulțumim frumos pentru că a venit de vorba de copii. Întorc complimentele și le anticipez. Am avut ocazia să lucrez cu băiatului Costel, ne-a fost elev băiatul Ancăi, cei doi copii ai lui Răzvan și fetița cea mare. Deci și așa am ținut legătura cu copiii, foștilor copii, de foștilor elevi. Și ca să vă povestesc o chestie anecdotică, în prima mea promoție, deci am venit în clasa 1 în 1975, prima mea promoție de la dirigenție, 79. În urmă cu vreo 2-3 ani, m-am întâlnit pe stradă cu o fostă elevă, terminase în 2012-13, care era cu mama. Mama tot fostă elevă. Ne-am bucurat noi și zic, uite, dragă, ce bine că ești exact la fel, ai fost la fel de bună ca și mama ta, i-am fost profesoară, după cum știi, și mamei tale, la care amândouă, mai ales fetița, zice, da, și bunicii i-a fost profesoară. Așa că... Dorin Ionescu. L-ați sărit pe Grigore. Pe cine? Pe... Scuze, Adrian Grigore, da. Da, da, este plecat de aproximativ 10 ani în Canada. Anul trecut a fost acasă, i-am trimis invitația care au conceput-o colegii noștri organizatorii. Din păcate, anul trecut a fost acasă, sper să ne întâlnim la altă viață. Ionuț Leovean. Iar vreau să mulțumesc doamnelor profesor din faptul că au venit. Mulțumesc colegului Dorin, care și anul ăsta a dat curs invitații de organizare în primirea. Mulțumesc colegilor care sunt prezenți. Îmi pare rău că ceilalți m-au venit. Vreau să mărturisesc că altfel ar fi mărturisit Horia Pomorozeanu, dar a fost aici. De o parte am dat prin primărie, prin poliție, prin
Alte structuri se regăsesc, li s-a transmis invitația, nu m-au contactat, deci nu sunt prezenți, probabil că nu și-au luat. Legat de mine, pe partea profesională, nu sunt realizări suplimentare față de acum 5 ani. Singura parte benefică, să spun așa, că s-a împlinit și realizarea familială. Sper că la anul să legiferăm această relație, să fie sănătate, să putem participa la următoarele întâlniri. Vă mulțumesc frumos, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și tot ce este mai bun. Mulțumim, Ileana Lunca. Ciprian Mândru. Aș fi vrut să vă mulțumesc și eu, dumneavoastră, dar din păcate n-am avut ocazia să fac engleză. Am stat 2 ani de zile la un cabinet medical, am lucrat în liberare, să spune, datorită unor probleme familiare, nu grave, pur și simplu m-am putut să vină, m-am întors în România și acum lucrez doar periodic în Franța. Deci am un cabinet în România și mă duc doar pe perioade de vacanță. Să locuiesc colegi români în Franța, pe perioadele concedii. Pe plan personal, ca orice bărbat care se respectă, m-am căsătorit, am divorțat, m-am recăsătorit și am o fată. Și am așteptat. Am invidios sau... Ca treabă, ca muncă,
posibil să vină, da. Da. Răzvan Sozanski. Mulțumesc în primul rând, doamnei profesoare, pentru multe. Multe, dar. Și te rog, profesor, pentru că târziu m-am realizat și eu că, de fapt, parcursul nostru a fost puternic influențat aici, de ceea ce de fapt aici s-a născut viitorul nostru. Facultatea a fost așa, o altă perioadă frumoasă, dar baza în liceu, din păcate, lucru care a fost ridicat la mână, sperăm să-l repare cineva. Cum vedem. Profesional sunt în aceeași, pe același drum. Am o firmă, mă ocup de ea, o dezvolt. Caut absolvent, unde sunt și aduniști. De nici nu, dar nu știu unde se întâmplă, spune doamna profesoară. Eu cred că nu rămâne niciun aici. Din păcate. Da. Da, poate că se vor întoarce cândva. Așa. Asta e. E bine că... că... Am dat personal aceeași de copii. Doar că am dat la export. Acum, firma a terminat în Viena robotică, după aceea a plecat în Dublin, în Irlanda, și a găsit de muncă în sub o săptămână. S-a dus și fiica mea acolo, face o școală, cred că bună, chimie, foarte tare, chiar foarte tare. Pe mine m-a șocat ce învață copiii ăștia acolo. Așa, deci, interesant. Nu, interesant și pentru noi. Avem libertate acum. Da. În plan personal, ce să vă spun? Mi-am promis undeva după întâlnirea noastră anterioară să mă apuc de zbor și m-am apucat la 50 de ani. Și e un lucru fain. Este minunat. Și vi-l recomand. Nu, e o chestie foarte faină. Ori de câte ori am ocazia, asta fac. Suntem încă sănătoși, suntem încă în putere, ne bucurăm de fiecare zi, ne bucurăm de întâlnirile cu foștii colegi și încercăm să ducem o viață normală. Nu e ușor, dar încercăm în fiecare zi. Cam asta e tot. Mulțumesc frumos și toate bune tuturor! Mulțumesc și mai mult! Să vorbesc puțin pe montanul laboratoriu și sunt inginer. Să vorbesc în idei principale. Deci, activitatea profesională îmi cam ocupă tot timpul, așa cum a fost și colegul Lufi. Colegul Lufi, nu omul meu. Lucrăm de dimineață până seara, avem vreo 3 activități de care nu le putem despărți. E bine că sunt numai 3. Da. Pe plan personal, așa, copiii au crescut cam singuri. Există un dezavantaj, dar și un mare avantaj, că i-am văzut că se descurcă foarte bine, nu trebuie să stai în spatele lor. Cel mic a fost șabunist, așa că să continue tradiția. Cum este inginer, celălalt este economist în devenire, la Manchester, cam atât. Mi-aș dori oricum, pe 100% aveți legături cu foștii colegi, să facem mai mult să ne întâlnim. Deci odată la 5 ani, cred că sunt, chiar ne putem face timp să venim. Sunt unii care nu au venit de vreo 4 ani. Profitați. Da.
10 ani de aceeași firmă. Este un laborator privat care face cercetări pentru chestia auto. Și deocamdată e pe linia de putere și încă supraviețuie. Și copiii au crescut, băiatul are 29 de ani, l-ați întâlnit acum 2 săptămâni, la întâlnirea de 10 ani, la terminarea liceului. Da. Și stai, că și Silviu mi-a fost să le... Și Silviu, da, da. Că noi ne cunoașteți pe toți, nu? Nu sunt tatăl. Și cum n-am. Da, 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 da. Alexandru Rămas la București, mă stai la Brașov și cam mă dat când ne-am făcut la țară la Sfânt Petru. În zona metropolitană și stăm ori la cintură. Să ajungem în oraș. Ei, o să se asistă dată, poate. Care va fi. Păi se face podul, dar nu se mai face. Se face, se face ce e o podul. Da, da. Se face o podul. Deci ne-a venit și, last but not least, Florin Zori. Da, deci eu în continuare o de traduce. Încercăm să ne reinventăm tot timpul, pentru că nu stă loc foarte multe date de IT. Și trebuie să găsim tot timpul soluții înainte să ne închidă Google Translate. În plan profesional, încerc să formez echipă care să preia multe sarcini ca să nu fim mai puțin, pentru că nu o să putem să le facem chestia asta la internet. Mai pot să spun că business-ul a început să crească din nou după ce a fost anul ăștia de criză, ceea ce e ok. Anul trecut mi-a trecut un moț așa pe o veche și era să o pățesc. Și de atunci mă concentrez mai mult pe timpul liber și pe sport. Și în continuare nu sunt căsătorit și poate și la asta am mai mult timp. Nu se poate spune că în totul ești un bine. Tot fițele ești un bine. Da. Deci aveți realizări frumoase. Să vă bucurați de copii, să vă bucurați de nepoți și să fiți binecuvântați voi și familiile voastre cu multă, multă sănătate. Asta e cel mai important. Acum vreau să vă întreb, ce amintire vă vine în minte în momentul în care vă gândiți la Șaguna? Stadionul de fotbal. Stadionul de fotbal. Unde... Ponderată, cum era și dirigita voastră, foarte echilibrată, foarte stiloasă, așa. Ce pare să spun? Pe strada locomotivei, cu fumatul. Eu nu fumam, să vă spună ce care... Da, dar am auzit că lumea lasă să iasă din școală, în timpul zilei, așa? Cam da. De ce? Nu avem amintit. Adică nu la baie, nu? Nu mi s-ar fi aici care vă vindeau, să acum s-am închis, dar vindeau, să-i mișu și într-o dată ca o vânzare aici la școală, ce nu nu-i lasă. Mai lasă. Am fost niște măsuri luate în urmă cu ISAM. Eu oricum de 6 ani sunt pensionar, așa că nu mai știu ce să mai întâmplă, doar ce mai aud așa pe bune și ce mai simțit bune. La elevii de acum îi deranjează sau le place un lucru? Da, asta că este că nu își am de ea. Da. Dar după Revoluție ăștia au fost după 89, au fost un fel de perioade în care uniforma era acceptată, apoi nu mai era acceptată. Acum cred eu că o văd ca un semn de prestigiu, ca un semn de distincție. Partea cea mai frumoasă a vieții a trecut în Șaguna. Din cauza vieții de sănătoși, asta este deja o mare profesie. Și atât de tare mă bucur că am putut să fiu lângă voi de ani în care am întâlnit oameni de excepție. Nu știu cum pot să vă explic, că m-am întrebat și eu de multe ori.
copii. Îmi pare rău că astăzi nu mai sunt acele auzime. Sunt doi propari a economiei românești, îi știți, da? Ce bine ar fi fost să nu se fi întâmplat chiar așa. Habar n-am de ce generații de acum, 80 sau nu știu câți de ani, au trebuit să îngroape tot ca să ia de la zero și n-am făcut aceeași prostie, deși credeam că suntem evoluați, dar știți ce m-am gândit eu? Parcă e partea frumoasă a lucrurilor că cineva ne lasă atât de inconștient și necunoscători, încât noi toți descoperim mereu rar. Oricine ne spune, nu face tare lucruri, noi nu învățăm nimic până nu dăm cu cap de perfect. De personalitate și asta vreau să vă spun. La clasele la care predam obiectele mele de specialitate și lângă care mă apropiam că uneori mai proiectam câte ceva în clasă și mai făceam, eu simțeam o energie deosebită. Uneori eram, sau poate de multe ori eram complexată. Pentru că poate e firesc, poate simți și voi Thank you.
Water! I shall come on, let's go! One, two, three!
Ioane, să mai puțin!
Hai să fie o melodie frumoasă de la prieteni.